Ducadan va susține naționala de pe stadion în deplasarea din Elveția, unde a avut parte de un moment deosebit. Eroul de la Sevilla a fost premiat de UEFA. Ducadam a fost invitat la sediul UEFA de la Nyon, unde a admirat boza uriașă cu el din finala din 1986. Ducadam s-a pozat cu trofeul Cupei Campionilor și a fost premiat pentru întreaga carieră de UEFA. De la Nyon, Ducadam va merge la Lucerna ca să vadă meciul naționalei cu Elveția. O mare bucurie, după 10 de ani, să mă văd și eu poza aici la Nyon. Sunt foarte mândru de acest trofeu și de faptul că am reușit să vizitez în sfârșit sediul UEFA. Sper să revin. Hai, România!